Salutare, salutare! Astăzi vom prezenta reparația două iPhone-uri, 5S-ul și 6S-ul. La 5S avem de înlocuit doar acumulatorul, care l-am comandat deja. La 6S avem de înlocuit display-ul, care este spart. Acumulatorul, difuzorul de speaker și difuzorul casca. Bun, le-am comandat de la noi din România. Să vedem ce lucru mi-au trimis. Până acum comandam din Cehia. Am zis să încerc și la noi ca ajung mai repede. Treaba e că la noi pe România, la acumulator, nu mi-au trimis adezivul. Din Cehia, când am comandat, mi-au pus și adeziv. Dar acum asta este, mergem mai departe și fără adeziv. Începem cu 5S-ul ca să-l terminăm, pentru că avem puțin de lucru. După aceea vom face alt videoclip pentru 6S. Bun, haideți să vedem cum facem. Am pus două picături de lipici, pentru că v-am zis, nu am adeziv, pentru că nu mi-au trimis. Întâi mufăm bateria în lăcaș și apoi o fixăm. O lăsăm să se usuce puțin. Perfect. După aia, când dezlipim, o să se dezlipească foarte ușor. Da, m-a sunat telefonul celălalt. Îl dăm pe mut ca să nu deranjeze. Perfect. Acum mergem mai departe cu mufele. Nu știu cum să fac ca să puteți vedea. Cred că așa este cel mai bine. Atenție cum le mufați să nu le rupeți. Perfect. Mai avem una. Așa vine prins. Ia să vedem dacă se aprinde. Și se aprinde, vedeți? Deci s-a aprins, funcționează. Acum să-l mufăm, să-l prindem plăcuța la loc. Nu știu cum să fac să vedeți și dumneavoastră. O
Oricum nu o să puteți să vedeți prea multe pentru că este băgată aici și nu se vede bine. O să pun pe pauză. Deci, da, vine plăcuța prinsă în șuruburi. Să vină una aici la baterie și cam atâta. O să revin după aceea, după ce le montez. Ia să vedem. Da, deci funcționează. Trebuie să-l ansamblez și e totul ok. Da, cam atât. Trecem la următorul, în videoclipul următor o să vă prezint 6S-ul, cum se montează mai multe piese la el. Până atunci vă doresc o zi minunată.